comentarii acide în presa rusă pe seama refuzului președintelui interimar Mihai Ghimpu de a participa la parada de 9 mai de la Moscova. Publicația Golos Rosiei scrie despre Ghimpu: Hitler nu va veni la Moscova. Potrivit site-ului, decizia lui Mihai Ghimpu de a nu merge la Moscova, pentru că Moldova nu se poate considera învingătoare, a surprins pe mulți politicieni, inclusiv pe cei din Federația Rusă. Adjunctul șefului Comitetului pentru Probleme Externe al Dumei de Stat, Andrei Klimov, a declarat pentru Golos Rosiei că dacă este adevărat că Mihai Ghimpu a făcut această declarație, atunci el se identifică cu Adolf Hitler. Altă publicație rusească, Comersant, scrie că Moscova acordă o importanță deosebită sărbătorii de 9 mai și depune toate eforturile pentru asigurarea unei cât mai mari participări internaționale. După o asemenea insultă, Rusia poate acționa dur față de Chișinău, inclusiv prin blocarea accesului vinurilor moldovenești pe piața rusă sau înăsprirea politicii imigraționale față de moldovenii care lucrează în Rusia. Deși Mihai Ghimpu a declarat că nu va participa la parada de 9 mai de la Moscova, Republica Moldova va trimite 70 de militari la acest eveniment.